Pesta porcină africană face ravagii la o fermă din comuna hunedoreană Turdaș. Ca urmare a descoperirii focarului, autoritățile competente din domeniu, în frunte cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, DSVSA Hunedoara, au luat măsuri. În data de 20 am fost notificat de împuternicitul societății că nu au într-o hală un număr mai mare de porci care au murit, s-au recoltat probe, s-au trimis la DSVSA. Și a fost confirmat în data de 21.09 pesta porcină africană. IBSA-ul, să vă repet, este Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Forul Superior, Laboratorul Superior de Referință de la București. După confirmarea bolii, s-a întocmit un program de măsuri de către DSVSA Hunedoara, care a fost aprobat și votat în Centrul Local de Combatere a Bolilor și Comitetul Județean pentru Situație de Urgență. După ce acest plan de măsuri a fost votat, am trecut etapizat la toate măsurile care s-au impus conform acestui plan. Măsurile luate au fost dure, dar necesare, acestea ducând la sacrificarea, cu respectarea legislației privind ocrotirea animalelor, a peste 21.000 de porci care sunt îngropați într-un loc autorizat și bine protejat din Turdaș. Și măsurile sunt multiple, printre care eradicarea focarului, uciderea animalelor, îngroparea ca metodă alternativă, deoarece nu sunt suficiente incineratoare în România la ora actuală să putem incinera aceste animale. S-a stabilit un loc de îngropare pus la dispoziție de primăria Turdaș. În data de 23 s-a dat ordinul pentru ucidere. Uciderea se face în condiții respectând regulamentele de bunăstare animalelor în vigoare și lucrurile la exploatația de la Turdaș decurg normal. Animalele sunt ucise, îngropate, după ce se eradichează focarul, trebuie să intrăm la operațiunile de dezinfecție și așa mai departe. Numărul de animale în exploatație este 21.418. Cele care sunt moarte se vor îngropa, cele care sunt cu boală vor fi ucise. Am înțeles. Cu respectarea condițiilor de bunăstare. Din fericire însă, focarul de pestă porcină africană de la Turdaș a fost descoperit la timp și conform lui Lucian Josan, directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare Hunedoara, la respectiva fermă nu s-au mai făcut mișcări de animale, adică intrări sau ieșiri din efectiv încă din data de 31 august. În data de 21 anul a fost confirmat printr-un buletin de analiză de la IDSA București. A fost confirmată evoluția pestei porcine africane la o societate comercială din localitatea Turdaș. O societate comercială care deține un efectiv mare de animale. Societatea era în restricție datorită unui focar care evoluează la o gospodărie în localitatea Bampotoc și se afla în zona de 10 km de protecție. Din data de 31 august la această societate comercială de la Turdaș nu s-au făcut mișcări, adică nu au intrat animale, nu au ieșit animale din exploatație, singurele intrări au fost cele de furaj. Situația existentă a dus la blocarea mișcărilor de animale de la alte două ferme din zonă, dar de mai mici dimensiuni, dar și interzicerea comercializării de porci vii sau produse din carne în zona de restricție care cuprinde localitățile Orăștie, Simeria, Gioagiu, Băcia, Beriu, Mărtinești, Rapoltu Mare, Romos și Turdaș, în celelalte zone din județ, situația fiind sub control. Situație similară ca aceasta nu. În alte părți din județ, în ultimele 4 luni am avut 9 focare de pestă porcină africană la gospodăriile populației, unde au fost un număr mai mic sau mai mare de animale, dar exploatație comercială de anvergură aceasta nu. Datorită evoluției virusului peste porcine la această exploatație, în zona de supraveghere și în zona de protecție a acestei ferme, au mai intrat încă 2 ferme de la Orăștie și Turdaș, care aceste ferme, pe toată durata evoluției focarului, sunt în restricție, nu au voie să populeze, să depopuleze, doar mașinile pentru furajare intră în fermă. Hunedoara nu este singurul județ afectat de pesta porcină africană. În alte părți ale țării fiind cazuri mai ample, însă situația existentă este considerată gravă. La ora actuală, în România sunt afectate 20 de exploatații comerciale. La Brașov cu
trei zile înaintea noastră, a fost confirmat PPA-ul la o exploatație comercială cea mai mare zică din România, 53.000 de camere. Deci situația este complicată în toată România, nu doar la noi. Eu am sperat că la noi va fi altfel, dar din păcate ne-a lovit cu toate condițiile de biosecuritate. Acolo nu intră oameni fără să facă duș, hainele de fermă sunt haine de fermă. Situația este un virus ca și COVID-ul și din păcate nu totul mult. Este important de menționat că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire a acestora, dar acest virus are impact la nivel social din punct de vedere economic.